Copiii așteptau cu nerăbdare începutul fiecărui joc, însă la sfârșit, unii au fost veseli, alții supărați. Participanții au fost copii, elevi ai școlii generale care s-au întrecut în câteva discipline. Noi de vreo 5 ani organizăm jocuri pentru copiii ai mici. Noi adunăm pe toți de la un an, să spunem așa, și până la 10 ani. Au diferite jocuri și la capătă și cadouri care ei de-abia apucă. Eu vin în fiecare an cu prietenele mele să mă joc aici. Care-s colegii tăi cei mai buni? Marian. Ați învins astăzi? Da. La care categorie? Când am sărit cu sacul și când am fugit cu ouă. Te-ai ciocnit cu ouă? Da. Ai avut un ou tare? Nu. Dar de Paști? Ce faci de Paști? Mă joc și așa și fac ouă. Mai mult m-a plăcut când am sărit în sac și când limbă. Iar ultimul joc când ați dansat în jurul scaunului? Și aia. Ai învins? Păi n-am învins, nu m-am înviat. Dar la vreun joc ai învins? La vreun joc? La care? Cu scaunului. După toate jocurile pregătite, a urmat acordarea premiilor câștigătorilor și înmânarea cadourilor fiecărui participant, astfel că toți au plecat acasă mulțumiți cu dorința de a participa și la anul viitor.